Pe 21 tras 1. 3, 2, 1, Adin Artea mă numesc. Cel mai stânjenit, cum era? Stânjenitor, așa. De pe set, nu neapărat din serialul Vlad. De pe set? Stânjenitor? Stânjenitor. Nu e neapărat stânjenitor, dar de la Vlad este. Mă gândesc la ceva stânjenitor, că e foarte greu, pentru că de fapt stânjenitor e mai mult de cum, da, cum te simți tu, adică e doar cum vrei tu. Poate au fost anumite momente care ar fi fost stânjenitoare, dar le-am trecut eu repede peste. Stânjenitor. Mi-ar plăcea să spun că nu au fost, dacă nu-mi vine niciunul în gând acum. L-am tot zis ăsta, cel mai stânjenitor moment de pe set. Se pune, dacă îmi bușește râsul, în unele situații în care e totul foarte dramatic, adică e o reacție nervoasă și uneori mă bușește râsul. Și te simți prost, pentru că toată echipa o să zice, stop, hai, e 12 noaptea, mai stăm mult după tine. Asta e, da. Cred că bușește râsul. A fost atunci când am terminat filmările de la sezonul 2. A anunțat First ID-ul că am terminat de filmat la sezonul 2 și a venit Jesus del Seo și a zis: gata, nu mai avem nevoie de el. Și m-a luat pe sus așa și m-a dus, s-a prefăcut că mă aruncă într-un coș de gunoi. Am un moment care, culmea, nu știu dacă poate fi încadrat chiar de pe set, pentru că aici e și problema. A fost un moment în care s-a produs o confuzie cu mail-urile, cu programul, s-a dat un program pe o săptămână, care după aia s-a modificat, dar eu n-am mai citit mail-ul. Trecem peste detalii, cert e că aveam filmare la Ploiești, la Vlad. Și eu eram la Timișoara cu un spectacol și mă pregăteam înainte de spectacol și primesc un telefon de la Buje, de la first-ul nostru și zice: ce faci, unde ești, unde ești? Bine, mersi, sunt la Timișoara, băi, tu ce faci? Păi, ai filmare în jumătate de oră la Vlad. Deci în momentul ăla mi-a căzut pământul de sub picioare. La un moment dat am filmat pentru un lungmetraj și m-am antrenat vreo lună de zile, am făcut călărie. Și aveam o secvență în care trebuia personajul meu să meargă pe cal frumos, se oprea, cobora și după aia se urca, mă rog, avea o discuție cu cineva, se certau și apoi se urca în viteză și pleca mai departe, dar trebuia să se urce să sară efectiv pe cal. Eu eram super sigură pe mine, veneam cu calul, coboram, purtam discuția, mă enervam, plecam. Prima dublă aproape am reușit. A doua dublă, deja începusem ușor să obosesc. Pe la a cincea dublă nu mai puteam să mă urc pe cal și venea regizorul și îmi ținea mâinile așa ca să pot să mă urc pe cal și era super penibil, pentru că erau camerele cumva puse special să nu se vadă mâna omului care mă ajută să mă susțină să pot să sar. Era și calul foarte, foarte mare și nu reușeam absolut deloc să fac asta. E momentul ăla în care mă plec după Roxana, care leșină, și se aude un sunet foarte ciudat de... Un sunet care imită un procedeu care se numește flatulență. Dar de fapt erau pantalonii care au crăpat. Aia a fost un moment stânjenitor când am filmat cu stânjenitor, umoristico stânjenitor, când am filmat cu pentru scurtmetrajul lui Bartoș. Și era prima zi de filmare și era cumplit de frig în noiembrie. Am prins în noiembrie acum 2 ani când a fost ceva sinistru și filmam pe ulițele unui sat și eram în alergare și eram într-o splendidă rochie verde mulată de o țopârlă nenie fără margini și cu un sacou verde. Eram total neadecvat îmbrăcată temperaturilor de afară și pentru că Pavel știe că sunt alergică la frig și că am o relație neprietenească cu frigul, le-a rugat pe fetele de la costume să-mi cumpere termodinamice ca să mă încălzesc. Și
pur și simplu am fost tapetată între picioare, pentru că fiind foarte mulată rochia, nu avea cum să-mi pună cu umergo. Eram splendidă și înfrigurată vânătă și atunci fetele m-au tapetat pe unde se putea, pe unde nu era la vedere, cu acești bureței care se încălzeau. Și la un moment dat, când a dat motor și noi alergam cu Papadopol, cu Titieni pe aleea satului, îngroziți și disperați și dezlânați, l-am auzit pe Bartoș isteric: stop, 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 tu, ce pică de pe tine? Și am crezut că mor, pentru că îți dai seama ce pică de pe tine, nu mă știam cu musca pe căciulă. Și când am auzit în spate, pe uliță, erau numai plasturi ăștia. În sensul ăsta, îngenitor, eu sunt destul de asumat așa și lucrurile cumva nu prea mă surprind. Cumva, adică și echipa e destul de profesionistă și nu se întâmplă chestii la modul să... Adică când am intrat pe set, deja încerc să fiu un personaj, încerc să-mi fac treaba. Momente stânjenitoare... Da, nu știu, n-am avut. Jucam în Daria și am avut prima secvență de dragoste. Aveam 18 ani și eram foarte timorată și timidă și mi-era foarte, foarte rușine. Și a fost, chiar dacă da, echipa a avut grijă, a fost echipă restrânsă, a fost așa cu atmosferă, dar eu m-am simțit un pic stânjită, că nu făcusem aia niciodată până atunci. Asta a fost tot, de fapt. Am avut o secvență cu Leo, când mergeam la el în spital. Și a fost un pic mai stânjenitor, pentru că la un moment dat era un sărut care mi s-a părut mult prea pasional pentru situație, dar la urmă era viziunea lui Leo și am mers pe această opțiune. Aia a fost un pic așa stânjenitor pe mine, a fost ciudat. La început de tot, în primele episoade, eram foarte, foarte machiată și a fost foarte drăguț că terminasem ziua de filmare cam la pauza de masă și m-am dus în rulotă, m-am demachiat. Și după m-am dus să mănânc și toată echipa era deja acolo și în timp ce îmi luam mâncare, am glumit cu Adi Silișteanu, cu operatorul. Și s-a uitat un pic ciudat la mine, că nu și-a dat seama cine sunt așa de machiată și ce vreau să-i zic. Și după câteva secunde și-a dat seama că tocmai ce-am filmat împreună. La scenele de amor, când se dă stop și tu trebuie să te ridici și să începi să tragi de fustă, de șpurou, de ce mai ai pe tine, știi? Pentru că echipa e toată acolo, cu microfonul, cu sunetul, cu... da. Prima scenă cu Monica a fost... nici nu ne cunoșteam, ne-am zis bună ziua, adică ne cunoșteam, știam, Doamne iartă-mă, cine e, dar n-am stat de vorbă cu ea, nu știam cu cine votează, nu știam ce cafea bea, știi? Și a fost așa, salut bă, dimineața, salut Andrei, bine, Monica la machiaj, ok, vezi că filmăm acum, da. Bun, ce text avem? Da, că nu e mie, e... Bine, ce secvență? E secvența aia în care tu intri, zici, intri la ușă, motor acțiune. Da, deci ce facem? Tu bați la ușă, ea deschide, ea zice ce vrei și tu zici pe tine, pe care săream pe aia de aia a fost. Sunt un om politic, a fost destul de enervant.